a orașului fără probleme și va fi produs în curând în serie. Înainte de decolare, avionul a fost inspectat cu atenție. Wir checken jetzt die Ruderanschlüsse, ob alle Bolzen fest sind, ob die Sicherungssplinte verbaut sind, ob die Kabel fest sind und ob alles sicher ist für den nächsten Flug. Aparatul de zbor cu o greutate de 260 de kilograme este construit din fibră de sticlă și carbon. E alimentat cu benzină și poate atinge 150 de kilometri la oră. Dacă are rezervorul plin, te poartă în aer 800 de kilometri. Azi a zburat 20 de minute la o înălțime de 180 de metri, fără probleme. Der Flug war sehr schön. Das war ein Testflug für ein neu entwickeltes Flugzeug. Und heute ist der Wind etwas stark mit 20 Knoten im Böen, aber das Flugzeug ist dafür gebaut und der Test war sehr erfolgreich heute. Constructorul era convins că testarea va fi un succes. A fost atent la cele mai mici detalii. Când construiești un avion, trebuie să fii atent la toate, trebuie să lucrezi cu migală, cu atenție, nu poți să faci nimic de mântuială, pentru că altfel s-ar putea să ai probleme. Tu sau cel care va zbura. Cu experiența unui alt avion omologat, spune că în zilele noastre e destul de simplu să construiești un avion ultra-ușor. Multe piese vin semifabricate la el și e relativ ușor de făcut. O mare grijă este însă siguranța pilotului și a pasagerului. De aceea a pus pe aparat cel mai eficient sistem de salvare. Se trage de asta și iese parașuta afară pe acolo. Și tot avionul vine parașutat jos. Prototipul va intra din septembrie în producție de serie. O firmă germană a obținut fonduri europene și va construi acest tip de avion ultra-ușor cu două locuri și elice pentru uz utilitar sau de agrement. Un astfel de aparat de zbor va costa între 35 și 45 de mii de euro, în funcție de tipul de motor pe care îl va avea.